Eu nu sunt de acord să avem legi și, iată, această lege foarte importantă, descentralizarea din România, făcută și promovată de un inculpat. Dragnea, în acest moment, este trimis în judecată cu suspiciunea de fraudă la de organizarea fraudei la referendum, de necinste, și el este cel care face acest proiect de lege, da? Bun. Deci. Este adevărat, dar atunci, iarăși revenind la acest război care are Nu e ca niciun război, teren doamnă, de dar nu e desfășurare niciun război. justiția. Nu are, Premierul, dar guvernul. nu are PSD un alt om să schimbe pe Dragnea, care este inculpat, trimis în judecată, cu o altă persoană care să fie ministrul administrației și care să facă descentralizarea? Suntem țara în care numai miniștri inculpați? Bun, premierul, vicepremierul spune că este nevinovat, că acuzațiile sunt politice și cu toții Dar nu mi invocă interesează că faptul, el nu dacă îmi este permiteți, judecător. El nu e invocă judecător. faptul că cele 400 de plângeri depuse la DNA sau parchet de corpul de control al primului ministru sunt pur și simplu ignorate și că în cele mai multe cazuri nu s-au primit răspunsuri din partea procurorilor. Ceea ce îmi Aici. spuneți nu are nicio legătură cu ce spun eu. L-am avut pe Fenechiu trimis în judecată, în guvern. Comisia Europeană a spus, nici nu interesează de ce. X e trimis în judecată și e ministru. Într-un guvern trebuie să fie cei mai integri oameni. Da? Nu există dreptul de a fi ministru. Există alte drepturi, unde a fi ministru? Pune altul, că ai altul. Dacă n-ai altul, e o problemă, da? Bun. Sau dacă îl vrei numai pe ăsta, iarăși e o problemă. De ce îl vrei numai pe Domnul ăsta? Macovei, vă propun să ieșim puțin din Păi sfera bun. bătăliei Păi politice. nu De e o bătălie 12 politică, eu dau săptămâni, fapte, de da? 12 săptămâni avem manifestații de stradă împotriva Dar aș vrea să proiectului. termin, deși cu Fenechiu a făcut la fel Ponta. N-a vrut, deși și comisia a spus. Dom'le, ai un ministru acolo trimis în judecată. Nu e ok, nu e un guvern ok, da? Și n-a vrut să-l dea afară din guvern până când nu a fost condamnat în prima Bun, instanță. se cunoaște, a ieșit din guvern Păi bun, dar ministrul haideți să vedem. liberal Varujan Vozganian, dar ceea ce vă întreb are legătură directă cu Dar nu i-au justiția. ridicat imunitatea, este Corect, irelevantă ieșirea din corect, guvern. corect, corect. Bun, deci în acest moment nu Vreau să vă sunt. întreb de ce DNA nu În a acest cercetat moment nu este deloc. ok ca inculpatul Dragnea să facă nicio lege pentru țara asta, cât timp e inculpat. PSD să facă bine să-și pună un alt ministru. PSD, aici nu e vorba de luptă politică. Tot PSD va pune alt ministru. Deci dacă Ponta vrea să facă un bine acestei țări și ține la noi, la țară, două lucruri trebuie să facă. Să nu-și asume răspunderea, să facă dezbatere publică cu Micere și societatea civilă și să-l dea afară pe Dragnea din guvern, să pună un alt ministru Mare parte PSD. din societatea civilă, doamnă Macovei, se află în stradă de 12 săptămâni împotriva proiectului Gold Corporation de la Roșia Montană. În acest dosar, în dosarul acestei afaceri, că nu există un dosar judiciar, se găsesc numeroase elemente care ridică suspiciuni grave de corupție pe parcursul acestor 15 ani în care compania a încercat să obțină diversele aprobări. De ce DNA nu cercetează aceste lucruri? De ce parchetul nu cercetează Deci, aceste iarăși lucruri? mă întrebați, vă întreb și eu, de ce n-a cercetat aparatul de justiție? Păi, dar Nu ce știu de spune ce, dar asta pentru scena publică din România? pentru ce sunt multe Adică necercetate. îngrijorările publicului, cele mai mari Da, deci eu am îngrijorări ale publice, înțeles. nu, ale publicului, nu fac obiectul Îmi spuneți cercetării părerea noastră sau mă acestora. întrebați? Vă întreb, Nu, că dacă vreți, vă eu întreb, pot să vă vă rog, las noastră vă singură întreb, să vă vorbiți. întreb, vă rog. Înțeleg că acum s-au făcut plângeri și că se cercetează anumite aspecte care mai pot fi cercetate, legate de corupție și de altele, referitoare la Roșia Montana. Curtea Constituțională a dat o decizie în privința legii referendumului, a respins solicitarea președintelui Traian Băsescu, iar premierul Ponta ne spune că în cazul în care președintele va refuza să promulge această lege, promulgarea va fi făcută de președinții celor două camere. Găsiți E o îndreptățită prostie ca asta, nu? jurist această E o prostie. formulă? Constituția spune foarte clar că legile sunt promulgate de președinte. Dar eu vă întreb, a spus președintele că nu o să o promulge? Iată, nu a spus acest lucru. Deci, vedeți ce face Ponta? Deci, de ce ne pierdem noi vremea acum? Pe cuvânt. Aș vrea să vă întreb. Deci, dacă președintele n-a spus că nu o promulgă, Constituția spune că numai președintele o promulgă și că trebuie să o promulge 10 Unsele zile. există o discuție cu privire. Vă rog. După decizia Curții Constituționale. Deci, de ce ne pierdem vremea cu niște prostii spuse de Ponta? Nu Vă poate să o întreb ca promulge. jurist. Și Dar știți bine în favoarea răspunsul. regulilor, în favoarea regulilor care există în această țară, sau Nu, ar trebui să existe. deci Ponta Dumneavoastră ne sunteți aruncă în opoziție. dezbatere diverse prostii
ca să nu discutăm că face descentralizarea Dragnea un inculpat, că o și asumă răspunderea și în 3 zile o să intre în vigoare, că o să fie haos în țară, că au crescut 29 de taxe, că în buget sumele pentru investiții sunt foarte mici, că investitorii pleacă din România, deci, și că România se duce spre dictatură și în USL, dezastru. Totuși există o...